Rămân de aproape și rămân de departe. Bun găsit la o nouă ediție, articolul 7, articolul 7, Constituția României, drepturile dumneavoastră ale românilor stabiliți în străinătate. Îmi face mare plăcere să vă vorbesc despre temă și mai ales despre invitații acestei ediții, pentru că emisiunea noastră de la Integrarea României în Uniunea Europeană din 2007 și-a schimbat titlul din Legile Integrării în articolul 7, acel articol din Constituția României intitulat Românii din străinătate. Despre asta aș vrea să vorbesc, despre păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității culturale și lingvistice pentru românii din străinătate, dar să ne și bucurăm împreună pentru faptul că arta cămășii cu altițe, element de identitate culturală din România și Republica Moldova, este iată pe lista patrimoniului imaterial al umanității, pe lista UNESCO. Vor fi cu noi în această incursiune identitară, în care vorbim mai ales despre identitatea culturală și lingvistică, un scriitor și un profesor universitar, de fapt amândoi sunt profesori universitari, domnul Călin Andrei Mihăilescu, scriitor venit din Canada, de unde stă de prin anii 80 și cât, domnule 7. Mihăilescu, din 87, stabilit? Articolul 7. Din 87 a venit la articolul 7, după vreo 14 ani de la o altă emisiune minunată cu domnia sa, scriitorul Călin Andrei Mihăilescu, pentru că la București a început târgul Gaudeamus și domnia sa își lansează sâmbătă cea mai recentă carte, De un amor. Se citește într-un an. De un amor? Da. Celălalt invitat este doamna Diana Cuibus, profesor universitar și ea, director al Institutului Limbii Române. Mai întâi, domnule profesor, se citește legat, spuneați. De un Vă amor. Mulțumesc pentru invitație și primul lucru pe care îl spun este că se citește legat și se poate tăia în două feluri, de aia se citește legat. Limba română. Limba română este o limbă minunată și foarte plastică și fiecare cuvânt care e folosit bine se lărgește oarecum, nu imperial, ci foarte democratic, până devine un fel de cuib sau de placentă. V-ați despărțit vreodată de limba română? M-am despărțit cam 7 ani jumate, n-am scris în română. Bine, copiii mei s-au născut în 90-91, i-am învățat și română, însă 7 ani jumate venind după prima mineriadă în România, eu plecasem cam de 5 ani, am fost atât de șocat și mi-am dat seama că toată presa de diaspora pe care o făcusem și radioul și așa, nu mai contau, toată lumea era complet nebună și m-am oprit din scris, eu nefiind mai puțin nebun decât ceilalți români. Și târziu, în toamna lui 97, m-am întors la scris în română. Aveam o limbă nouă de data asta, scrisesem în alte 3 limbi și crescându-mi copii, la un moment dat asta m-a ajutat foarte tare, de fapt, să revin la o română care era mult mai artistică și care îmi dădea o plăcere extraordinară să scriu. Am zis, trebuie să-mi plătesc datoria către nație, scriu 2 cărți și am scris vreo 20 și încă nu m-am oprit. De ce să mă opresc dacă tot am făcut-o, nu? Cât de frumoasă era și limba română în utopia română. Am făcut repede referire la eseul dumneavoastră transmis și retransmis de postul de radio BBC, pentru că să le reamintesc telespectatorilor noștri, ați fost ani de zile atât la Radio Europa Liberă cât și la BBC. Eu am făcut freelance, nu am fost angajat ca redactor, am lucrat mult ați mai mult la BBC, colaborat? Am făcut câteva, dar am făcut câteva emisiuni mai lungi la Europa Liberă când eram la München în 86-87. Și despre această recentă carte care se va lansa, iată, o carte, o altă carte scrisă în limba română, Adriana Babeții spune așa: dacă s-ar potrivi ortografiei românești, aș începe paragraful așa, direct cu semnul exclamării, cu 3 semnul exclamării de strajă, ca să avertizeze, ca să fie un semn clar că entuziasmul meu de cititor poate fi stăvilit cu greu. Câtă strălucire, câtă bucurie, câtă bunătate. Așa am descoperit, asta am descoperit în cartea lui Călin Andrei Mihăilescu. E foarte frumos, e aproape nemeritat de frumos. Este meritul limbii române, domnule profesor. Da, mai eu mă mult. Simt mult mai legat de limba română decât cultura română. Cultura română e un fel de derivat. Eu scriu către limba română, ceea ce nu dă nici glorie, nici bani, nu mă interesează nici una, nici alta. Vi s-a reeditat, cred, acum 2 ani, o altă carte
la care am făcut referire chiar la această emisiune în mai multe etape, Țară Europsită. Cred că în 2002 ați publicat-o și ați reeditat-o 20 de ani mai târziu. 18 ani. În 2020 a fost reeditată la Tracu-Sarte, fusese inițial publicată la Curtea Veche. O carte pe care am văzut-o foarte târziu, pentru că a apărut în, cred că în martie sau în aprilie 2020, în plină pandemie. Știi? Am primit exemplare după vreo jumătate de an. Cărțile mai vechi pe care le scrii sunt într-un fel moarte pentru tine. Adică au trecut. Eu scriu foarte mult și am extraordinar de multe proiecte, mai multe proiecte decât am publicat. Și asta pe partea românească, care una din părțile masive ale scrisului meu, pentru că scriu și în engleză, în spaniolă, în franceză, dar scrisul în românește, mai ales de când m-am pensionat de la universitate, acum 5 ani, devine un fel de bucurie continuă. Știi? Ce frumos, da, un fel de bucurie continuă, ne spune scriitorul Călin Andrei Mihăilescu, scriitor în mai multe limbi, în română, în engleză, în spaniolă. Ați scris și în spaniolă, da. Nu? Scrieți și în spaniolă. Da. Pentru că, până la urmă, asta ați terminat la Universitatea din București, nu? Secția bine, am și predat. Am română, și predat spaniolă mult, și ați predat spaniola în Canada, în Canada la, da. La Ontario. Da. Pentru că, iată, sunteți de mult mai mulți ani ați trăit acolo decât în România. Bine, am găsit expresia asta. Am trăit jumătate de viață în Canada și o viață întreagă în România. A, ce frumos! Așa. Pentru că ați trăit jumătate de viață în Canada și o viață și jumătate, nu? Nu, o viață întreagă. O viață întreagă în România și pentru că emisiunea Articolul 7 le aduce telespectatorilor și chestiuni concrete, vreau să vă întreb dacă știți cum să vă programați la un oficiu consular în cazul dumneavoastră Toronto, la ce distanță e de Ontario? La 200 de kilometri, deci la o oră jumătate, că eu conduc repede. Da, știu, m-am tot programat... Și pentru mine, și pentru mama care stă cu mine, și pentru nevastă mea. Eu sunt un programator foarte bun. Haideți să vedem cum ne programăm la oficiile consulare și apoi ne reîntâlnim și cu profesoara Diana Cuibus, directorul Institutului Limbii Române, care ni se va alătura. Ne vom opri în acest tutorial asupra primului pas necesar pentru a realiza o programare la unul dintre consulatele României. Aveți nevoie să accesați portalul Ministerului Afacerilor Externe, econsulat.ro. E foarte simplu să obțineți o programare prin econsulat.ro. Vom trece acum în revistă fiecare pas, de la cum deschideți un cont, cum îl activați și apoi solicitați programarea la consulatul în raza căruia vă aflați. Pentru a deschide un profil personal pe econsulat.ro, aveți nevoie de un document de identitate. În dreapta sus a ecranului veți accesa Creează cont nou, apoi veți derula în josul paginii pentru a bifa că sunteți de acord cu condițiile de utilizare și folosire a datelor personale. Veți alege Continuă și completați apoi datele solicitate, nume, prenume, adrese de e-mail și parolă. După ce trimiteți solicitarea, veți primi pe adresa de e-mail indicată un link pentru a activa contul. Activarea contului este a doua etapă, la fel de simplă, în care veți completa datele solicitate. Aceste date vor fi preluate automat de sistem de fiecare dată când vă veți autentifica pentru a accesa contul creat. Gata! Aveți cont la ghișeul consular online econsulat.ro și puteți depune orice solicitare doriți, desigur, în funcție de principalele secțiuni. Dacă veți urmări secțiunile, veți vedea că în cadrul oficiilor consulare se pot efectua mult mai multe servicii decât știați. Din pagina principală puteți vedea deja care sunt grupele de servicii. Cetățenie, documente de călătorie, acte de stare civilă, acte notariale, obținere acte din România, alte servicii. Când deschideți fiecare grupă, veți vedea un meniu în detaliu cu fiecare tip de serviciu oferit în secțiune, urmând să puteți accesa serviciul căutat. În momentul în care ați ales
serviciul căutat, de exemplu puteți alege preschimbare pașaport simplu electronic, apar pe ecran și etapele pe care trebuie să le parcurgeți. Descriere serviciu, condiții, acte necesare, taxe consulare, mod soluționare. Este important să atașați toate documentele solicitate la secțiunea Acte necesare, pentru ca cererea să poată fi considerată completă și trimisă de sistem pentru programare. V-am spus că este foarte simplu și că trebuie doar să urmați pașii pe care îi vedeți pe ecran. Costul serviciului nu îl puteți afla de la început, pentru că asta depinde de țară și de fiecare caz special în parte. Dar, de exemplu, costul pașaportului simplu electronic este de 59 de euro. În general, procurile sunt gratuite, cu câteva excepții în care trebuie să achitați doar 3 euro. Nu este necesar să apelați la intermediari și să plătiți pentru programarea prin e-consulat.ro. Dacă totuși aveți nevoie de sprijin, este foarte important să știți că solicitările și programările prin e-consulat.ro sunt gratuite. Nu există legal nicio taxă de programare. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Da, utile, cred, aceste incursiuni pentru cetățenii români din străinătate. Iată o primă material, cum ne programăm la oficiile consulare. Acum, dumneavoastră, domnule profesor, dacă ziceți că ajungeți repede cu mașina în cei 200 de kilometri, nu? Important e să nu stați și mult la cozi, dar nu se mai stă sau se mai stă? Nu, de obicei când te duci la ora programată, stai cel mult 5 minute, ceea ce ar trebui să fie ilegal, conform tradițiilor poporului român. Dar e mult mai bine, mult mai bine decât înainte, da. Îmi face mare plăcere să o salut din nou în studioul de la TVR Internațional pe doamna Diana Cuibus. Bine ați revenit la emisiunea noastră. Bine v-am regăsit, mulțumesc. Pentru că am pus această ediție sub semnul limbii române, a limbii române în străinătate, atât în lectoratele românești, cât și în școlile din învățământul preuniversitar din Auleu. Am frazat și eu. Noi în pauza în care a fost materialul vorbeam despre cum se pun accentele și cum vorbim la televizor. Cum vorbim la televizor? Ne răstim mult? Începând din 96-97 și ăsta era modelul lansat de ProTV, exista o protuberanță a vorbitorului, chiar dacă nu îl vedeai deodată, oarecum maxilarul se împingea, intra o prună în gât și se vorbea cam în felul acesta, foarte important, un fel de impostație, pe care încă o regăsesc la comentatorii de fotbal, de exemplu. Limba română în gura comentatorului de fotbal este ea însă și un spectacol, un fel de operetă, nu de cea mai bună calitate. Dar română e un spectacol oricum. E română. În orice context. Da, da. Uneori e sângeros și de foarte multe ori e lemnos. Nu? Ca filologi, cred că o să credem totuși într-un balet până așa credem, un optimism. Telespectatorii trebuie să înșelați într-un fel. Limba română este perfect vorbită la televizor. Cu siguranță nu, nu este perfect vorbită, dar dacă le spunem că nu e perfect vorbită, vor începe să vorbească așa ca noi atunci când nu suntem foarte atenți. Poate eu sunt mai optimistă și mai cred încă în șansele unei limbi române corecte și bine articulate printre altele. Da, și eu sunt optimist de felul meu, deși de când au murit Mircea Horia Simionescu și Luca Pițu, a mai rămas unul singur pe teritoriu care știe limba română pe dinăuntru, într-adevăr, și ăsta e Șerban Forță. În rest, suntem utilizatori. Mă bucură foarte mult evocarea lui Șerban Forță în discuția noastră. Iată până la urmă ce înseamnă să ai repere, foarte important. Și nu e o vorbă goală asta. Și ați numit deja, iată, nu? Trei da. Ați enumerat. Da, din care doi sunt din și care din erau păcate, doi sunt în istoria. Extraordinari scriitori de limbă română. Care aveau un respect
pentru limba română mai mare decât pentru ei înșiși. Asta înseamnă să fii un scriitor într-o limbă adevărată. Și atunci limba pe care o crezi este diferită de limba română. Luca Pițu scria o limbă română pe care nu mai scria nimeni și așa mai departe. Am făcut un dialog cu Șerban Foarță la Timișoara, că îmi place să umblu prin patrie, și mi-au cerut un titlu. Măi, și zic, ce titlu? Că am vorbit despre 1000 de chestii. Și am zis la un moment dat, unde mi-am pus amuleta, sau Amarilis nu mai lucrează aici. Ei, și până la urmă am ales o chestie ușor fals, un fals lingvistic, care este Singularia Tantum. Și cu Singularia Tantum a mers bine. Dar Șerban este o comoară, este un imens poet și esei și traducător. E cel mai important traducător al nostru, e extraordinar. Traduce și din limbi pe care nu le știe. Cum era Ghiuri Pascu, care vorbea în toate limbile pe care le pronunța perfect, fără să facă sens. Orice traducere, pentru că vorbeați de traducere, ar trebui să fie o recreare a ceva. Este, ar trebui să fie, nu, sunt toate. Nu, la Șerban este mai mult recreare, pentru că traduce din limbi pe care abia le știe. Are însă un text minunat care se numește Traducerea Minte. Cu minte traduceri, sau minte? Traduceri aminte. Aminte. Mai puțin cu minte, dar aminte. Aminte. Nu, așa. Ce frumos, traducerea aminte. E aici, în limba română, din cea mai recentă carte semnată de invitatul nostru, rând de rând, o strălucire vie, proaspătă, jucăușă, a minții și cuvântului. Da, iată, limba română. Limba română pe care noi ne dorim, noi aici la televiziunea publică, dumneavoastră, Institutul Limbii Române, ne dorim să continue să fie învățată și vorbită de generațiile născute, crescute în străinătate. Pentru că invitatul nostru, până să veniți și dumneavoastră în studio, doamna Cuipu, spunea că o jumătate de viață a trăit în Canada și o viață întreagă în România. Frumos spus, jucăuș. Cât de important este până la urmă asta? Atât în învățământul preuniversitar, cât și în lectoratele românești. Cum discuția este ușor nuanțată între lectoratele de limbă română, unde, după cum știți, practic cei care învață limba română nu sunt în marea lor majoritate de origine română. Discuția devine poate mai fierbinte și mai legată, mă gândeam acum de ce spuneați dumneavoastră că românii atât nu și-au pierdut graiul, mă tem că românii de afară încep să-și piardă graiul. Pentru că vorbeați despre cea de-a doua generație, sunt foarte mulți copii născuți acolo și pentru că Institutul Limbii Române oferă în țările europene cursuri de limbă, cultură și civilizație românească, am trecut în etapa, de câțiva ani, suntem în etapa în care acești copii nu își, să spunem, îmbunătățesc bagajul lingvistic, nu și-l mențin, ci ajung să dobândească, să-și facă practic achiziția lingvistică la aceste cursuri. Și nu e vorba doar de copii foarte mici. Practic copiii, mulți dintre copiii din familiile plecate, încep să vorbească nu în limba română sau uneori, ca să fim foarte direcți, evită să vorbească limba română acasă. Și de foarte multe ori aceste cursuri ajung să fie practic primul lor contact cu limba cu graiul. În care ar trebui să trăiască. Vinerea aceasta la Academia Română, nu? Deschideți o conferință, e conferința anuală pe care o organizați sau a fost pandemia? Conferința care începe vineri cu deschiderea, așa cum spuneați, în aula Academiei Române este o conferință aniversară. Vorbim practic de 15 ani de funcționare a cursului LCCR în țările europene. Limbă, cultură și civilizație românească în state membre ale Uniunii Europene. Iată o tradiție de 15 ani care eu cred că spune mult. Vorbim de continuitate cu toată lipsa de modestie pentru colegii mei de profesionalism, pentru că e foarte important și practic este o a treia ediție a conferinței colaboratorilor noștri care predau acest curs. După cum foarte bine știți, e o tradiție mult mai îndelungată cea a conferințelor lectorilor de limba română.
dar în urmă cu 3 ani, chiar înainte de pandemie, ne-am propus să deschidem această conferință și pentru colegii noștri din preuniversitar. A fost o ediție în care au fost alături de lectori la București, a venit pandemia, am supraviețuit online și iată-ne după pandemie, practic la prima ediție dedicată doar lor. Înainte să-l întreb cum vede aceste lucruri din Canada scriitorul Călin Andrei Mihăilescu, aș vrea să încerc să spun eu un banc pe care l-am citit respus de domnia sa, un banc sovietic readaptat, adesea în care un celebru poet se întâlnește la o recepție cu șeful NKVD-ului, care îl întreabă: ce mai faceți, tovarășe X? Chiar așa, tovarășe general, ce mai fac eu? Păi, fac bine. Apropo de asta, Canada e foarte multiculturală și înainte de a vedea felul cum în vedeți care... România și iată aceste aspecte. Da, sigur că da, mă gândeam, de exemplu am avut o profesoară la Universitatea din Toronto care era de sușă italienească și care reînvățase, deci născută în Toronto, care are o comunitate italienească foarte mare, și care, evident, de la 5 ani, mama, tata, nu mai vreau să vorbesc italiană, m-am anglizat, știi? Și a trecut prin toate astea și la 20 de ani s-a reîntors la italiană, fiind foarte deșteaptă și știind ce alte limbi, a învățat italiana aproape ca un nativ, după care a început să-i învețe pe părinții ei italiana cultă, că erau calabrezi săracii. Deci, din punctul ăsta de vedere, un joc, și m-am uitat, în primul rând, la ceea ce numim diaspore strânse. La arabi, la chinezi, la cei care sunt mult mai strânși decât noi, și anume polonezii și ungurii, în care prezența limbii naționale, mă rog, limbii țării de origine, era aproape cu violență predată acestor copii, la diverse niveluri. Nu? Și ce înseamnă cu violență? Copilul era învinovățit ca să învețe limba respectivă. Asta nu am văzut-o la români niciodată. E adevărat, diasporile românești sunt mult mai laxe din punctul ăsta de vedere, sunt mult mai unite, cum spunem, dar avantajul cel mare este că acei copii care sunt învățați române la o vârstă mai târzie o fac într-o stare de libertate, nu de vinovăție, nu sunt încarcerați pentru asta. E adevărat, am cunoscut și foarte multe familii de români, fie mixte cu canadieni, cu italieni, cu nu știu ce, sau de români-români, care nu-și învață copiii românește. Și firesc. Este e un lucru firesc până la un punct, din punctul lor de vedere, cred fiind prima generație, eu spun, să spunem, din afară, ne fiind în situația de a pleca, dar fiind părinții fiind prima generație plecată acolo, mi se pare undeva justificată, omenește vorbind, nevoia sau imboldul de a-l crește pe copil în limba țării de adopție. Da. Sigur, se poate ajunge la extreme, exact ce spuneam, găsești copii care, nu știu, poate au deja 9, 10, 12 ani și care nu au vorbit niciodată românește, deși au ambii părinți de origine română. Vreau să spun ceva, acum mă gândesc. Copiii, mă rog, cei care au până în 18-19 ani, acum sunt foarte clar nativi digital. Noi suntem emigranți digitali. În momentul în care informația românească, poți să vezi toate televiziunile că ești în Canada sau la Honolulu, nu? S-ar putea ca să fie foarte interesant ca un tip de ofertă pedagogică să fie făcută online pentru acești copii, pentru care probabil ce văd online este mai real decât profesorul din clasă. Și este mult mai ieftin și este mult mai simplu. S-ar putea. Ar merita experimentat, cred. Cu siguranță. Este una dintre propunerile inclusiv din proiectul legilor învățământului. Existența unor astfel de cursuri online. Cred și nu cred, sigur, poate fi o alternativă. A fost experiența însă, e adevărat, similară doar, nu identică, din perioada pandemiei. Când, vrând nevrând, și cursurile acestea au trecut în zona online. În momentul în care colegii mei au oferit cu o admirabilă, îndrăznesc să spun și le mulțumesc și acum, cu admirabilă promptitudine aceste cursuri online, dificultatea a venit, spun efectiv la nivel organizatoric, din, să spunem, reținerea copilului de a mai intra la cursuri și după ore.
E adevărat, și cursurile din regim școlar erau tot în regim online. Da. Problema este că, sigur, aparent, grupul țintă căruia îi te poți adresa cu niște cursuri online ar fi mai mare. Plus că, în mod evident, oricâte eforturi s-ar face, nu vei putea niciodată ajunge în toate zonele în care ar fi nevoie de astfel de cursuri. Deci, beneficiile ar exista. Pe de altă parte, ca dascăl, nu pot să nu cred, poate cu naivitate, cu naivitate de filolog, dacă doriți, în prezența dascălului, prezența fizică a dascălului. Pe de altă parte, însă, ce am mai constatat prin colegii mei de afară, da, copiii intrau și la aceste cursuri online. Însă, în această generație digitală, atracțiile în zona digitalului sunt mult mai mari și mult mai variate. Nu știu în ce măsură neapărat, dacă nu mergi foarte departe prin a oferi altceva decât simple cursuri. Deci, eventual prin a găsi niște, nu știu, modalități realmente creative prin care să le atragi. Mi-au trecut câteva idei prin minte, da, le pot oferi. Corect. Da? Nu știu dacă altfel la niște simple cursuri online, copilul, sper că da, dar copilul într-adevăr, după ce vine din școală, pentru că el este încadrat în sistemul școlar de acolo, va veni acasă și va deschide, oricât de interesante ar fi acele cursuri, va deschide calculatorul să mai vadă un curs de român. Rezon. Rezon. Mă gândesc, poate să sune o proză de Borges, mă gândesc nu la cursuri online, nu? Mă gândesc la capacitatea de a crea din Zoom-uri, da? În care se bagă, să zicem, 2 copii din Spania, 5 din Italia, 10 din Anglia, un loc de joacă. Și profesorul devine un monitor de joacă, un fel de magister ludii. Unde se învață mai bine decât în curtea școlii, unde am învățat toate metaforele și toate înjurăturile, precum și toate algoritmurile, mult mai bine decât în clasă. Pentru că ăla este locul adevărat de interacțiune și de comunicare. Un fost student mi-a amintit o poveste extraordinară spusă de Kieślowski, marele regizor polonez, Krzysztof Kieślowski, care a căzut de 2 ori la teatru, încercând să dea la regie în Polonia anilor 50. Bun, și a treia oară dă și ăsta îl întreabă profesorul, zice, domne, care sunt principalele medii de comunicare în masă? La care ăsta spune tramvaiul, troleibuzul și autobuzul. Ăștia au crezut că face mișto, că nu știu, și l-au admis. Dar el într-adevăr credea lucrul ăsta, pentru că în minciuna generică a mediilor poloneze, de radio și așa mai departe, adevăratul loc de comunicare era stradă, era autobuzul, era locul în care oamenii într-adevăr se freacă de unii de alții și mai ales în care limba scoate scântei. Pentru că e neașteptată, pentru că e reală, pentru că e într-adevăr naturală. Pentru mine, ca pedagog, o stare naturală pentru copii de 6 ani sau de 10 ani în care sunt învățați să se joace, în care există un tip de miză, un tip de simulare, de curse, de cai sau orice vrei, e de genul ăsta. O a doua idee este, chiar dacă păstrăm o formulă mai tipică de ex-catedra, deci de lecții de pronunțare și de gramatică, de pronunție și de gramatică, etc., atunci profesorul trebuie să fie foarte bun bilingv în țara copiilor respectivi. Deci, ai un profesor de română care este în italiană și care vorbește, cum vorbește în Canada, noi vorbim wronglish, ăsta vorbește italo-romeno, nu? Sau hispano-romano. Este exact cazul colaboratorilor, colegilor noștri dascăli care predau acest curs de limbă, cultură și civilizație românească, pentru că ei sunt cu toții rezidenți în țările respective. Da, okay. Practic nu sunt trimiși, dacă doriți, din România. Ei sunt rezidenți de un an, de doi, recuperați, dacă vreți, pentru meseria asta în care mă încăpățânez eu să cred de dascăl. Și prin urmare, acest bilingvism este de la sine înțeles, este și una dintre condițiile pentru a fi admiși, selectați și așa mai departe. Dar spuneați un lucru foarte interesant înainte și vorbeați de 2 variante. Joaca aceea din curtea școlii sau discuțiile din alte medii și profesorul în față. Cred că undeva aceste cursuri se derulează în regim extracurricular, sunt după școală. Da. Am făcut de multe ori asemănarea cu ceea ce se întâmplă pe la cercuri, la palate, la cluburi ale copiilor în țară. De aceea, undeva, rolul dascălului LCCR, dascălul de limbă, cultură și civilizație românească, cred că e undeva între cele 2 ipostaze pe care le-ați spus dumneavoastră. Da. Nu există rigoarea unor cursuri, să spunem, în regim curricular.
Nu există rigoare a unor teme, să spunem. Nu există... Sigur, copiii pot să ajungă la niște rigori autoimpuse în momentul în care, dau un exemplu, în Irlanda ei pot să dea bacalaureatul din limba română. Aha. Dar asta este altceva. În mod normal, cursurile se derulează sub această formă foarte aproape de ludic. Bine, sigur, adaptat la vârsta copiilor și neexistând, cred că relația aceasta uneori poate uneori rigidă, de ce să nu admitem, între dascăl și copil, elev, student, ce va fi fiind el, cred și îndrăznesc să cred cu tărie în asta, pentru că i-am văzut pe colegii mei, este estompată această, să spunem, rigiditate a relației. Nu de puține ori, activitățile de LCCR sunt sub formă de, nu știu, sărbări, mici scenete de teatru și așa mai departe. Deci e undeva, să spunem, în zona aceasta. Mă mai gândeam la încă un lucru și anume, nu mă gândeam că profesorul de la Bari știe și italienește și românește, ci că vorbește într-o limbă amestecată, care este fluidă între una și alta. Pentru că ideea veche și romantică de puritate a limbii române, mai ales ideea că construim o puritate și un stat național și avem nevoie de un poet național care este mitizat după ce l-au nenorocit toți în viață, i-au ridicat statuie lui Bieto Eminescu și așa mai departe, astea sunt niște reflexe, inclusiv cel foarte periculos al limbii pure, al limbii catare, care sunt de sușă romantică și care continuă să rămână și care sunt o bază a naționalismului din punctul ăsta de vedere. Ori experiența de diaspora, mai ales crescând în diaspora, este complet opusă purității lingvistice. O limbă pură acolo, că este America, că este Italia, că este Spania, este nenaturală, este contranaturală. Vorbesc la nivelul înțelegerii limbii și a folosirii limbii, într-adevăr, ca instrument de comunicare. Și eu mai gândeam la zonele norocoase din punctul ăsta de vedere ale României, care sunt zonele limitrofe, cum sunt Banatul, cum sunt Ardealul, în care copilul se naște într-un oraș, a ieșit în stradă, a învățat în trei limbi. Într-un an este trilingv, perfect. Da, exact ce spuneți, doar că aici poate aș fi mai puțin categorică sau poate nuanțând puțin din perspectiva mea. Dar, Doamne, pentru asta am spus atât de radical ce am spus. Bilingvism sau multiplurilingvism, nu știu, n-aș cădea nici în extrema categoric a unui purism lingvistic, pentru că e, nici nu are rost să mergem în direcția aceea, dar poate că termenul exact ce spuneați, termenul pe care l-aș folosi este bilingvism, multilingvism, nu neapărat un amestec de limbi. Ceea ce încercăm noi și asta, mi-asum și țin la asta, este într-adevăr la învățarea limbii române. Că în anumite medii inevitabil la un moment dat ajungi să folosești să ai un expresie amestecată, e corect. Dar cred mai degrabă în bilingvism decât într-un amestec lingvistic. Deși mie îmi convine foarte mult discuția între domniile voastre, pentru că eu citesc. Așa, chiar dacă sunt la continuare. Că avem de spus, avem de spus lucruri, nu? Și deja am citit. Totuși am o curiozitate, pentru că am fost atentă și la tot ce ați vorbit, stimați invitați, copiii dumneavoastră. Au avut anxietăți identitare care absolut vorbesc canadiană, română. Au avut anxietăți identitare și... Nu au avut, pentru că în primul rând noi nu am avut anxietăți identitare. În al doilea rând am încercat să-i facem pe copii trilingvi, în română, engleză, franceză. Ei, franceza mai venea, copiii și-au petrecut de la 3 ani încolo vacanțele într-o lună și 3 în România. Deci limba lor era limbă de București, era limbă cu bunici, cu mătuși, cu nu știu ce. Când se întorceau, mai ales în primii ani, clasa 1-2-3, engleza le era mult afectată. Dar lucrurile astea se aranjează pe parcurs. Astfel încât fata mea s-a născut la Toronto, la 23 de ani a plecat la Berlin, a stat acolo 3-5 ani și a lucrat, a venit la București, lucrează perfect în limba română, a ajuns să fie și amploiată la stat, la CNC, și s-a măritat aici și asta, și româna ei este... perfectă în sensul gramatical, etc., etc., ei lipsesc anumite ambiguități idiomatice, adâncimi, cum să spun, de referință. Nu poate să facă o referință naturală la coșbuc, și asta că n-am învățat coșbuc la școală, deci cum e pentru noi. Însă,
adaptabilitatea, adică tipul ăsta de plasticitate lingvistică pe care îl oferă multilingvismul unui copil, mie mi se pare extraordinar de benefic și pentru gândirea copilului și pentru o stabilitate identitară. E nu o problemă identitară. Adică sunt și români și canadieni, pot să fie și americani, pentru că niciodată nu ești român sau canadian sau român sau american. Ești și și. E logica ca aia părinte, lui și și. Avem un telespectator în Anglia acum, nu? Nu cred, pentru că la ora asta încă se muncește pe la unii. Spuneam și ca părinte, nu cred. Fiul meu e de 6 ani la Oxford, da. Nu are nicio problemă, nici măcar de interferență, să spunem, lingvistice. Da, probabil uneori când vorbim mai amestecăm planurile lingvistice, dar e deliberat. Dar în, exact ce spuneți, în momentul în care trebuie să funcționezi efectiv într-o anumită zonă lingvistică, nu ai o problemă. Dacă cer scuze, spuneați însă înainte și mi-a rămas, ați pomenit de două ori de, să spunem, bun, văzând din perspectiva, să spunem, unei ușoare, să spunem, agresivități pedagogice în zona, vorbeați de polonezi, de alte limbi. O experiență foarte interesantă, tot legată de aceste cursuri, și știți foarte bine, o experiență foarte interesantă este cea a cursului, a funcționării cursului, unei variante a cursului în Belgia. Așa. Unde, pe lângă forma, să spunem, clasică a cursului LCCR în celelalte țări europene, Federația Valonii-Bruxelles oferă, prin ministerul lor, oferă niște cursuri de multilingvism. Ouverture au langue culture. Ceea ce înseamnă că toate țările de care dumneavoastră vorbeați, începând cu româna, poloneza, sunt practic 10 țări cuprinse în program, ajung să aibă în programul curricular ore modular de română, de poloneză, de marocană, foarte de tunisiană, frumos, italiană, de portugheză. Practic copiii aceia ajung la sfârșitul unui an școlar în programă, deci nu în extracurricular, să cunoască, normal că nu vor avea o achiziție lingvistică semnificativă, dar vor cunoaște câte puțin din limba celuilalt și din cultura celuilalt. Da, asta e foarte bine. Cu toată admirația și prețuirea, încă o dată, nu din punctul de vedere pe care îl spuneați dumneavoastră și pe care îl înțeleg perfect, cu toată prețuirea, însă, să știți, și cu admirația pentru exact popoarele de care spuneați, care încă o dată, lăsând deoparte orice alte exagerări, își fac treaba extraordinar de bine. Da. Și susțin la nivelul autorităților educaționale ale țărilor din care vin educația în limbile respective. Și mai mult decât atât, belgienii au și mers mai departe, încercând să studieze efectele acestor, la nivel sociolingvistic, de fapt. Iar efectele nu sunt doar la nivelul copiilor, care sunt colegi părinților. Și al părinților. Deci, practic, miza e extraordinară și cred că, de fapt, aici e important pentru noi toți. Încerc să văd puțin o nuanță și în cursul acesta de limbă, cultură și civilizație românească, pentru că, și închid cu asta, pentru că și aici vin copiii români, probabil 90% dintre cursanții noștri sunt români, dar ceilalți sunt colegilor de clasă, de diferite origini. Da. Ceea ce e important. Iar eu acum sunt la o clasă de copii mari și vreau să-i apropii de limba română și le spun așa. Sorela australă, nu-ți mai poți face prieten după 30 de ani? Ha! La 50 mi-am făcut o soră. Ana Maria Beligan, continui. Vocea Ninei Casian era în azur educată, ca în alte ere Bucureștiul celest. Astfel de lucruri li se întâmplă uneori urbelor trecute prin ananghie, timbrul vocii lei într-atât de seducător, încât coardele și artele vocale li se întinde pe o aceeași masă învelită în eter. Nina Casian. Vă mulțumesc foarte mult pentru scandarea asta. Ați prins exact scandarea de Vergiliu pe care am intenționat-o. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc eu. Înseamnă că am convins copilul de 14-16 convins, ani. Convins, nu știu, fermecat, da. Fermecat, da, vă mulțumesc. Aș vrea să continui să citesc niște nume care s-au plimbat mult și care au venit și au revenit și pentru care acasă, până la urmă, a fost limba română. Iată, am început cu Ana Maria Beligan, pe care o salutăm, sper că ne urmărește la Melbourne. Nu, este la Filipești, pentru că... Iată!
peste câteva zile, pe 14, o să se celebreze centenarul lui Radu Beligan. O să fie, ca să zic așa, un mare bairam la Muzeul Literaturii Române, unde toată lumea este invitată. Ce frumos! Și Ana Maria ține, e bieexainară în devoțiunea ei pentru memoria lui Radu. În fine, face lucruri importante aici. O să mai am ceva de spus apropo de asta. Și aș mai citi aici Paul Cornea, Ioana Crăciunescu, Luxandra Cesereanu, Șerban Foarță, Bogdan Ghiu, Cornel Mihaionescu, Adrian Giurgea, Solomon Marcus, Sasha Mereț. El se uită la noi de la New York? Dacă se uită. Dacă se uită, îi trimitem YouTube-ul și vrea, nu vrea, așa. Ne va vedea. Vintilă Mihailescu, Mihail Nasta, Paul Neagu, Negoițescu, Liviu Papadima, care va fi prezent la Gaudeamus cu siguranță, Horia Patapievici, foarte frumos înger antic aceste pagini despre Horia Roman Patapievici, Răzvan Petrescu, Marcel Petrișor, Dumitru Radu Popa, Voicu Rădescu, Alexandru Șincu, Victor Ieronim Stoichiță. Ce bucurie de om! Și ce frumos! Textul noi îi spunem Ivi, prietenii, și textul se numește Ivi Imperator, pentru că are fața care ar fi trebuit să fie în efigie. De când era mic. Plecat, iată și el, jumătate de viață. Ivi e plecat din 82. Din 82 plecat. Mihai Șora, Ariadna Ștefănescu, Florin Teodosiu, Sasha Vlad, Rodica Zafiu. De fapt, e o carte despre prieteni, despre iubire prin prieteni și continui ce spunea aici Adriana Babeții, că e bucuria și bunătatea care îi sunt sprijin autorului când își descrie prietenii, iubita, bunica, mama, copiii. Și acum, dacă mi-a spus, și în limba română. Și o face și în limba română. Dacă mi-a spus că am reușit puțin să farmec copilul de 16 ani, aș vrea să ne fermecați și dumneavoastră pe noi, pentru că mama are mama. De când ați luat-o pe mama în Canada? De aproape 30 de ani. Da, mama a făcut 90 de ani la mijloc de octombrie și atunci am scris o poezie ca de la băiata mama, nu? De ziua mamei de la fiul ei, Călin. O să-mi trebuiască ochelarii, sunt orb. O să vii, nu, îi aduce un coleg imediat. Dacă se poate, poți să... Imediat, ochelarii sunt așa. Dar atunci încerc eu? Sigur că da, vă mulțumesc. De ziua mamei de la fiul ei, Călin. 90 de anișori are mama mea. Multe mame vin din zori, nici una ca ea. Mama mi-a dat lăptișor și ombilic elastic. Clipele cu ea sunt sori. And that's just fantastic. Mama-i numai una, nu? Că altfel nu se poate. Tu, băiete, fete, du. Doar ea este toate. Cu mama n-am împărțit nu știu câte case. Pacea nu s-a încărunțit ca în 6-6. Timpul trece, știe ea. Mi-a spus mie luna. Câte luni am adăsta încă 1001? Și-a făcut mama bine așa, 90 de ani. Să vă trăiască. Mulțumesc foarte mult. Și îi mulțumim pentru limba aceasta română a dumneavoastră și a prietenilor pe care îi evocați aici. Foarte mulți dintre ei plecați peste mări și țări. Mulți plecați din viață, cum se întâmplă. Acum vreo 10 ani, Felicia Mihali, care e o remarcabilă scriitoare româno-franceză, stă în Quebec de 10 ani. Am vorbit despre politică cu Felicia acum vreo 3 luni la emisiunea asta. Nu, n-am vorbit cu... Nu, am vorbit noi, am avut o invitată pe Felicia. Da. Și Felicia la un moment dat îmi scrie în franțuzește, zice, cu cât te departezi mai mult de România, cu atât iubești româna cu o furie care te face să te duci până în vintrele ei cele mai adânci. După care îmi zice, când o să publici un dicționar al cuvintelor tale? E, și următoarea carte din primăvară probabil o să se numește Flexicon și este dicționarul cuvintelor mele. M-am oprit la câteva mii, că se generează foarte multe tot timpul. Și
E o carte pe care o dedic lui Mircea Horia Simionescu, pentru că lui ar fi plăcut să scrie și să citească o carte din asta. Îl consider pe Mircea Horia Simionescu unul din cei mai mari scriitori români din toate vremurile și un extraordinar spirit. M-am oprit. De fiecare dată când și înțeleg zâmbetul, pentru că revin la cunoscuta mea, cunoscutul citat pe care la care tot trimit de regulă, mai ales legat de limba franceză, și mă gândesc acum la Cioran, care trăind în franceză, ajungând să trăiască în franceză, considera că, așa, trecând de la franceză la română, trecea de la limba unui contract la o rugăciune. Și cred că spune mult asta. M-aș gândi acum la Horia Bernea, pentru că s-a spus cuvântul rugăciune. Când spui Horia Bernea, te gândești la Muzeul Țăranului Român. Horia Bernea a plecat plecat într-un decembrie din București la Paris. Și la Muzeul Țăranului Român am avut în urmă cu 2 săptămâni o filmare, pentru că ne pregăteam pentru a sărbători cămașa cu altiță, în sfârșit să fie în patrimoniul UNESCO și să fie protejată și să nu mai dăm peste chinezisme și peste mari case de modă care folosesc elementele noastre și ne uită slavă lui Dumnezeu că, iată, a intrat la Rabat chiar pe 1 decembrie de Ziua Națională, am fost așa la mustață, a intrat în patrimoniul imaterial UNESCO. Nu știam atunci că va intra la Muzeul Țăranului Român și vreau să-i mulțumesc și lui Virgil Nițulescu pentru găzduire. Colega mea, Raluca Tudor, a stat de vorbă cu Silviu Ilea, născut aproape de Matei Vișniec în Bucovina, la Câmpul Lung, muzeograf, membru al grupului de lucru pentru dosarul Arta Cămășii cu Altițe și cu arhitecta Ioana Corduneanu, fondatoarea Semnelor cu Sute. Doi oameni minunați, vă rog să-i urmăriți, pentru că despre identitate este vorba. Timp în care invitatul nostru, Călin Andrei Mihăilescu, își va la ochelarii, pentru că nu vreau să plece de aici până nu ne citește domnia sa ceva. Urmărim materialul. Povestea Cămășii cu Altiță și a dosarului Cămășii cu Altiță începe cu vreo 10 ani în urmă, când Ministerul Culturii s-a gândit că acest element ar merita inclus în lista patrimoniului imaterial protejat UNESCO. În 2020 am demarat procedura constituirii acestui dosar UNESCO împreună cu comisia de atunci a Ministerului Culturii, care era responsabilă pentru patrimoniul imaterial. Dosarul a fost făcut în câteva localități reprezentative ale României, de unde am încercat să găsim oameni care practică acest meșteșug și sunt continuatorii tradiției coaserii altițelor și a cămășilor cu altițe. De fapt, ce este altița? Altița era partea, componenta mânecii unei cămăși tradiționale, foarte ornamentată, care venea pe umăr. Era continuată cu mâneca și se printau de stanii cămăși. Ulterior, dosarul a fost predat UNESCO și acum avem bucuria de a fi inclus în patrimoniu imaterial UNESCO și de a avea încă un element protejat UNESCO prin care putem să susținem comunitățile în care există meșteri, în a le face cunoscute și în a avea în continuare povestea la dispoziție a cămășii cu altiță, în a o da generațiilor viitoare și a păstra tehnicile și modurile și tipurile de ornamente specifice acestui element de cultură imaterială. Integrarea dosarului cămășii cu altiță în patrimoniul imaterial UNESCO aduce în principal avantajul de a avea vizibilitate și de a fi vizibil cu acest element în fața lumii întregi și în particular și a României, pentru că aceste comunități trebuie susținute. Comunitățile care au fost prezentate în acest dosar și din cadrul cărora am luat reprezentanții cei mai de seamă și i-am prezentat celor de la UNESCO. Dovezi ale existenței cămășii cu altiță avem undeva de la sfârșitul secolului XVIII. Pentru că
nu știm ce era înainte. Colecțiile muzeale, etnografice sau de istorie, nu păstrează foarte multe piese textile, pentru că piesele textile sunt în general casante și nu rezistă mai mult de un secol. Avem norocul ca în colecțiile muzeale să avem piese de 1790-1800, deci la granița dintre secole, sunt cele mai vechi piese. Știm că au fost cusute pe toată durata secolului 19 și 20, iar acum avem câteva comunități pe care trebuie să le protejăm, pentru că sunt ultimii păstrători ai poveștii cămășii cu altiță. Cămășii cu altiță au fost peste tot în România, dar mai există destul de puține centre în care cămașa cu altiță mai este purtată în zilele de sărbătoare, pentru că, să nu uităm, cămașa cu altiță nu era purtată de femei la lucru. Era purtată doar în zilele de sărbătoare, pentru că în zilele de lucru se purta cămașă dreaptă, literatura de specialitate o denumește de tip poncio, pe când pe cămașa cu altiță literatura de specialitate o numește de tip carpatic, pentru că în întreaga zonă carpatică acest tip a rezistat destul de mult și azi mai sunt aceste comunități în care ea se face, femeile își învață nepoatele, fiicele să coasă în continuare aceste cămăși și cumva să fie vie în continuare această artă a broderiei în România. Nu suntem noi cei care am inventat roata și să nu uităm că această poveste a regăsirii originilor s-a întâmplat și, de exemplu, în interbelic și poate în antebelic, odată cu regina Elisabeta, care a adus costumul tradițional sau de influență tradițională în portul de curte. Ulterior, regina Maria l-a purtat foarte des și acolo a fost la fel o reinterpretare a unor costume tradiționale. Astăzi, nevoia orașului de a fi legat de trecut și de tradiție, ai nevoie de aceste piese care îți oferă identitate. Identitatea între tine și celălalt și legătura între ce mesaj vrei să transmiți. Și mesajul care este transmis prin aceste femei care cos, prin purtătoarele acestui element, este că suntem români, iar această cămașă cu altiță face parte din identitatea noastră culturală și face parte cumva din ADN-ul nostru. În general, piesele venite din China, pe filieră ucrainiană sau din alte părți, vin la fel din dorința pieței de a avea piese ieftine, dar de proastă calitate. Pentru că o cămașă în lumea tradițională valorează foarte mult, pentru că materialele sunt scumpe, timpul investit de femeile care cos este foarte mare și nu fiecare își permite o astfel de piesă. Și de aceea, în nevoia pieței de a avea produse ieftine, au apărut aceste piese. Este destul de greu să spunem ce impact au aceste piese venite din exterior, pentru că odată cu această modă a cămășii, nu neapărat cu altiță, s-a deschis o cutie a Pandorei. O cutie a Pandorei pentru că nu toată lumea din comunitățile tradiționale are la dispoziție piese vechi sau puterea financiară de a avea piese noi realizate în moda tradițională. Iar atunci, chiar și în lumea țărănească, se încearcă folosirea acestor piese ca substitut. În general, celelalte elemente care au fost introduse din România în patrimoniul imaterial UNESCO au avut parte de o mai mare vizibilitate și cam atât. Călușul, scoarța, colinda de ceată, mărțișorul, ele și-au continuat viața cum și-au continuat-o și înainte, într-o frumoasă curcere, fără a fi foarte tare influențate de această recunoaștere a UNESCO. Da, este foarte importantă, dar lumea va continua să funcționeze la fel. Cămașa cu altiță este, dincolo de o pasiune, o misiune pentru generația noastră, pentru că suntem cele mai în măsură să înțelegem valoarea ei, suntem cele mai în măsură să o punem în lumină, să o aducem acolo unde este locul, să ne asigurăm că este protejată, recunoscută și apreciată și să ne asigurăm că o transmitem intactă generațiilor
viitoare. Fiicele noastre sunt cu ochii pe noi, bunicele noastre ne veghează de undeva de sus. Facem tot ceea ce este în puterile noastre pentru ca talentul lor și cunoștința lor să fie cunoscute și apreciate în întreaga lume. Ne bucurăm nespus de faptul că UNESCO apreciază eforturile noastre și a inclus cămașa cu altiță în lista patrimoniului imaterial. Asta ne va ajuta pe viitor să gândim strategii împreună cu instituțiile, să avem un cadru organizat în care să putem să ajutăm cămașa noastră să rămână frumoasă, în siguranță și o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare. Avem doar de câștigat în momentul în care avem încă un element de patrimoniu imaterial înscris în lista UNESCO, pentru că demonstrăm în felul acesta că în România tradiția este vie, nu este doar păstrată în muzee, este un firesc pe care îl trăim de zi cu zi, îl transmitem în familie, din generație în generație și asta devine o sursă de inspirație pentru multe din industriile care în momentul de față trebuie să-și găsească un nou drum în momentul în care lumea se confruntă cu schimbări climatice și cu crize economice și sociale. Întotdeauna tradiția este o sursă de inspirație și demonstrăm în felul acesta că avem rădăcini pe care putem să ne bazăm și pe care putem să construim curat, etic și frumos pentru viitor. Curat, etic și frumos pentru viitor, cred că îi se potrivește și prietenului despre care ne va citi scriitorul Călin Andrei Mihăilescu. Este un text despre Mihai Șora, se numește Toate vin din sens opus și iau două fragmente care pot să intre într-un minut, ca atât mai avem. Zice, încolo trecând și încoace, uneori, arare ori pare timpul a se opri. Cunosc doi oameni în preajma cărora timpul nu se face doar că se oprește, ci de-a binelea extatic apare ca o boare în mirare. Unul dintre ei este Mihai Șora. Prin faldurile longe vivacității lui, cu pas elastic, uimitor taie calea timpului Mihai. Pasul elastic îl poartă egal, grațios pe bulevarde, prin biblioteci și parcuri cu inerția de catifea lui Rubinstein, prin cea de mătase a nefilmatului Heraclit, mersul îi e dans. Chit că distanța dintre Sez e Disset e incalculabilă, Mihai s-a născut cu un an înainte Revoluției Bolșevice. A tăiat-o apoi de-a lungul vremii. Zice, de la el au învățat toți, mai puțin cei care nu s-au priceput. El e un aristocrat biocentric, maestru și învățăcel al dialogului continuu. I s-a imputat scrisul complicat, dar de ce să i se impute când el l-a creat? Francezii își bat capul să-l înțeleagă pe Deleuze, românilor li se cuvine să se dee canabic huța între două dealuri pe deasupra văii minoritice fără de abis. De aceea Mihai nu are loc în crița categoriilor și de aceea timpul îl privește fratern. El este spectacolul revenirii din viitor, originea unor lucruri încă neîntâmplate. Dacă filozofia românească și-ar încheia butoniera cu el, n-ar fi deloc o proastă cheutoare. Mulțumesc foarte mult, Călin Andrei Mihăilescu. Din suflet mulțumesc, Diana Cuibus, mulțumesc. Iar dumneavoastră, oriunde vă aflați, nu uitați, sunteți România. Avem nevoie de dumneavoastră, numai bine de acasă. La revedere! În limba română.